Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Tale Dimineții la Hunedoara 1 TV. O dimineață de miercuri, de septembrie, de 11, cred. În ce dată suntem? Bună dimineața, Andra, bună dimineața, Rosi. Bună 11, e și Alin. Suntem toți aici, dragii mei, în echipă completă. Și Bianca e pe aici. Bună dimineața, Bia. Suntem cu toții la job în această dimineață. S-au terminat concediile și plecăm în linie dreaptă. Ne pregătim, nici noi nu știm de ce ne pregătim, că ne așteaptă o toamnă incendiară. Mai dacă nu o fi incendiară afară și pe cer, că ne lasă caldicula să respirăm, cu siguranță va fi la urnele de vot. Cu toții ne pregătim, dragii mei, să votăm în această toamnă. Nu întâmplător am început cu votările, că nu așa am plecat din votări, de întoarcem la votări cu o scurtă pauză. În această dimineață, alături de mine, în studio, la Dale Dimineții, nimeni altul decât primarul în funcție astăzi și în funcție și după 1 noiembrie. Ovidiu Bălan, bună dimineața, domnul primar! Bună dimineața, bine v-am găsit! Și nu se poate să nu vă spun felicitări și să știți că am pierdut pariu, că așa e, noi mai și pierdem pariu. Am pierdut pariu pentru că procentul a fost mult, mult peste cel apreciat. Sincere felicitări, e clar că oamenii vă iubesc la Orăștie. Le mulțumesc, le mulțumesc și celor care ne-au acordat încrederea. Sigur, este greu să te menții așa sus în aprecierile concetățenilor dacă nu faci sau nu îți îndeplinești o sarcinile și obiectivele tale ca primar. Sunt și voi fi la al patrulea mandat, un primar la al patrulea mandat, și așa cum am spus, e destul de greu să rămâi așa în top, să spunem, și ce să zic, sunt niște momente minunate atunci când vezi aprecierea oamenilor și se încununează toate lucrurile, și sper că ceea ce faci de fiecare dată să fie pe placul oamenilor. Mă, normal, acum ar fi trebuit să aibă loc alegerile și așa era normal, nu am înțeles niciodată decizia asta de a anticipa data alegerilor și a pune data cu câteva luni înainte. Nu este nici normal, nu este nici benefic pentru nicio administrație publică locală, pentru că noi venim cu un program pe care trebuie să-l ducem la îndeplinire și în baza căruia oamenii ne apreciază sau nu. Deci, nu te poate aprecia omul la 3 ani jumate, poate multe dintre lucrurile pe care primarii care au pierdut alegerile le-ar fi terminat și poate ar fi câștigat alegerile acum, sau alții ar fi pierdut, dar trebuia să fie la final de mandat, la 4 ani. Așa scrie în Constituție, că mandatul primarului este de 4 ani. La fel și alegerile ar fi trebuit să fie normal în luna septembrie. Aici cred că s-a greșit un pic de către actualii guvernanți. Acum nu sunt eu în măsură să spun dacă au greșit sau n-au greșit, trăgem și noi concluziile așa personale, noi jurnaliștii nu avem păreri, luăm lucrurile așa cum vin, dar pot să spun cu siguranță că porcul nu se îngrașă în ajun. Cei care au pierdut alegerile, mulți dintre ei, mulți spus prieteni, suntem cunoștințe, nu cred că ține de ce mai puteau să facă pe ultimile luni. Pentru că tot la fel de bine, am foarte multe cunoștințe, ca să nu zic prieteni, primării unde au rămas primari în funcție și unde procentele au sărit, au fost acolo sus de tot. Cred că următorul pas e 100%, ceea ce nu e, cred că e foarte bine la un moment dat. Pentru un om politic să ai un procent e foarte greu, cred, pentru umerii dumneavoastră, a primarilor care ați luat acest nou mandat cu scoruri atât de mari, pentru că presupun că
provocările, dorințele pentru un nou mandat sunt foarte, foarte grele, presupun. Avem un primar care ne e cunoștință bună și mie și dumneavoastră, primarul municipiului Hunedoara, și spune domnul Dan Bobolțanu de fiecare dată: votanții au dreptate. Noi nu putem decât să luăm de bună, și votanții înseamnă că au dreptate. Nu guvernanții, că guvernanții sunt la trecere, așa, mai trec, mai pleacă, mai vin. Ce zice? Primarii rămân, care își fac treaba, primarii rămân. Da, până la urmă este un vot democratic și un vot pe persoană fizică, nu un vot corect al partidului. Aici vorbim despre alegerile locale, primarilor. Da, eu mențin părerea că alegerile trebuie să fie la 4 ani, știți? Sunt multe lucruri care nu se termină. Vezi, în momentul în care începe un mandat și nu vii cu lucrări sau cu alte lucruri din mandatul anterior, e foarte greu să le termini într-un timp atât de scurt. Vedeți, și fondurile europene, vorbim de ele, dar ele sunt proiecte care s-au scris și au fost depuse în urmă cu ani de zile, adică nu poți într-un mandat să duci la îndeplinire un proiect pe o finanțare europeană, dacă, mai ales dacă nu este un exercițiu, nu se deschid liniile atunci. Pentru liniile care se deschid acum, probabil nu le termină în mandatul viitor acele obiective. Deci totuși ar trebui să fie acei 4 ani și ar trebui să trecem peste acest subiect. Asta este punctul meu de vedere. Cred că a fost o greșeală și mențin punctul de vedere că a fost o greșeală a pune alegerile la 3 ani jumate de la primirea mandatului pentru orice ales local. Păi și dacă vă mențineți părerea, ce faceți? Mergeți la București? Trebuie să o punem întrebarea, că n-avem cum. E prima emisiune după campania electorală de la locale. Mergeți la București ca și guvernant în Parlament să schimbați lucrurile sau renunțați în toamna aceasta și rămâneți la noul mandat de primar? Spun gurile, bune sau rele, că vă pregătiți de parlamentare. Da, sunt oameni și în jurul meu și oameni cu care eu mă sfătuiesc și care, pe partea asta politică, și care au zis că este momentul potrivit să merg mai departe. O să iau decizie într-o săptămână, o să vedem care va fi direcția, dar să știți că eu am spus că vreau să rămân, să-mi fac, să-mi duc la îndeplinire, să termin aceste proiecte pe care le-am început. Cred că este singura piedică în momentul de față care mă face să rămân aici, pentru că am toate aceste proiecte pe care vreau să le termin, am și alte proiecte pe care le-am început, vreau să rămân aceste lucruri să fie duse la bun sfârșit, mi le-am asumat și vreau să le finalizez și tocmai de aceea cred că aici este semnul de întrebare. Într-adevăr, experiența cred că am în momentul de față și aș putea să merg și pe partea cealaltă și cred că aș putea face mult mai multe lucruri pentru, în primul rând, pentru administrație și pentru buna funcționare a administrațiilor publice locale. Văd foarte multe lucruri care nu funcționează și de care eu vorbesc tot timpul și nu se face nimic. Nu știu dacă e așa de ușor să reușești la nivel de parlament să schimbi anumite legi, dar trebuie să încerci. Până la urmă, dacă le cunoști, e primul pas spre a încerca să schimbi ceva din legislația actuală, pentru că legislația actuală este foarte stufoasă, este extrem de nebenefică pentru administrațiile publice locale, care nu prea au pârghii în a gestiona foarte multe lucruri. Aici vorbim de deșeuri, de aceste proceduri de achiziție care se fac la nivelul administrațiilor și care de multe ori îți
trimite un constructor cu care aproape că mor de gât cu el, nu poți să mergi mai departe, se blochează proiectele, nu poți să le duci mai departe. Și atunci, sigur, sunt și altele în administrație care ar trebui modificată legislația, atât de mare birocrație aceasta, reorganizarea administrativ-teritorială. Eu în campania asta aș vorbi despre deșeuri, despre reorganizarea administrativ-teritorială, pentru că este o nebunie, nu vorbește nimeni acum de ați auzit asta de cineva vorbind despre reorganizarea administrativă? Nu. Ar trebui să fie un subiect care să-l abordăm frontal, cu indiferent ce riscuri, pentru că până la urmă aici trebuie să ajungem. Cum facem ca lucrurile să funcționeze mai bine? Și eu cred că trebuie reformat în întregime acest sistem birocratic. Sunt atât de multe instituții care vin în control, se calcă în picioare, atâtea agenții la nivel guvernamentale cu o grămadă de oameni care, să spunem așa, în paranteză, taie frunze la câini și pentru care nu se face nimic. Și atunci, ca să reducem acest sistem birocratic, clar trebuie o reformă de care trebuie să vorbim, pornind de la de jos, prin modificarea Constituției, pentru că reorganizarea administrativă înseamnă în primul rând și modificarea Constituției și o dezbatere deschisă, pragmatică, să vedem unde și ce trebuie să desființăm, unde și ce trebuie să dezvoltăm acești poli de dezvoltare, să ne stabilim niște poli de dezvoltare, cel puțin în județul Hunedoara, stabilim acei poli de dezvoltare în jurul căruia trebuie să creăm toate aceste structuri care să funcționeze mult mai bine și care să fie capabile să dezvolte economic și administrativ județul. Deci trebuie o abordare curajoasă, să trecem la un alt nivel, să lăsăm lucrurile care au fost bune și rele, atunci să învățăm și am învățat în anii aceștia ce e bine și ce e rău și să mergem mai departe. Eu așa cred că ar trebui să fim deschiși și să spunem ce gândim, nu să vorbim doar la general. Eu n-am auzit discuții, știți, sunt foarte importante, discuțiile despre pensii, despre... Noi lucrăm la nivel pompieristic. Apare o problemă, corect, vorbim despre ea, încercăm să stingem acel foc, să vedem cum reușim să facem lucrurile acolo, dar nu tratăm lucrurile la general. Știți, să tratăm o abordare pe termen mediu și lung. Corect. Nu știm ce se întâmplă pe termen mediu și lung. N-am auzit pe nimeni vorbind unde ducem țara asta pe termen mediu și lung. Doar abordările făcute la nivel de guvern care sunt pe termen scurt. Nu se vorbește nimic. Vedeți, și campania asta pentru europarlamentare a fost, de-aia am zis că a fost o prostie, amestecată cu campania de locale, toată lumea a vorbit de ce fac primarii, ce nu fac, a trecut așa fără să apară lucrurile importante în discuție, adică ce facem cu diferite proiecte care ne sunt impuse de către Uniunea Europeană. Partidele n-au venit să spună cum vor vota mai departe anumite legi care vin de la Uniunea Europeană și care până la urmă trebuie legislația europeană să o implementăm și noi. Nu s-a discutat nimic, nu s-a discutat despre, ați văzut, despre centralele acestea de apartament, că tot vorbesc că o să voteze la un moment dat, este tot felul de impune. 2035, mașinile electrice, domnul Winkler a tras un semnal de alarmă anul trecut. Exact, domnul Winkler a fost singurul care a spus câteva lucruri, dar în campanie lucrurile s-au liniștit, nu s-a vorbit absolut deloc. Nu i-a întrebat nimeni. Nu i-a întrebat nimeni, nu au spus, nu și-au precizat un punct de vedere, care sigur este un punct de vedere până la urmă a partidelor, care ar fi trebuit să vină eu pe chestiunile respective, pe familia tradițională, pe asta, o să votăm așa. Nu s-a discutat nimic. Aici cred că este o problemă și de-aia nu-i bine să fie amestecate. Chiar dacă costă mai mult, vedeți, democrația costă până la urmă, alegeri să fie mai multe tururi, să fie chiar și alegerile pentru primar. Eu cred că ar trebui să fie din două tururi. De ce să fie ales un primar cu 30%? Nu e normal. Eu cred că nu e normal. Trebuie să fie alegeri în două tururi. De ce să fie parlamentari aleși pe listele partidului? Păi dacă
Vă dau câteva exemple, n-aș vrea să intru iarăși în polemică cu ei, dacă îi pui să candideze independenți pe vot uninominal, eu nu știu dacă obțin 5%. Și vă spun de la mai multe partide că e același lucru. La fel cum a fost discuția cu mulți ani în urmă, președintele Consiliului Județean era ales după ce îl votai consilierii județeni. Uite că astăzi, în județul Hunedoara, domnul președinte Laurențiu Nistor are un scor mult mai mare, el ca om, exact, ca președinte, peste partid. E un act de curaj să ieși în față și să spui eu candidez, că ce fac sau n-am făcut, asta e partea 15-a, dar e o mare, un mare act de curaj, eu ca și cetățean, dincolo de orice, ca votant, am văzut, să ieși în față să spui eu candidez. Și să fii locomotivă până la urmă, să-ți poți alege echipa și să ți se impună. Mie iar aici nu-mi place o chestie. Primarul în funcție vine cu o echipă. Primarul viitor ales vine cu altă echipă, să zicem. Se întâlnesc la meciul electoral. Atunci când mă alegi pe mine ca primar, eu consider că am nevoie de echipa mea din spate, adică nu-l trimiți pe Maxim de la Corvinu cu echipa lui Andone, dau un exemplu. Corect. Deci, în orice competiție normală, sportivă, mă alegi pe mine și pe echipa mea. Mi s-ar părea normal atunci când mă votez pe mine să-mi votez și echipa să fie pe aceeași listă. Nu știu de ce văd eu lucrurile așa, poate greșesc. Dar nu pot să impun un antrenor de... Tu te duci să joci un meci, România, cine a jucat, și să impui omului o echipă, adică îți dau să joci cu Corvinu, da, tu te duci să te bați la liga, adică în funcție de ligă, în funcție de meci, în funcție de etapă, până la urmă ar trebui, eu în viitorul meu frumos și în lumea mea ideală, am făcut câteva postări, așa văd lucrurile. Dacă mă votez pe mine, asta mi-e echipa, eu cu asta vreau să merg. Cu asta pot să-ți promit că îți fac o grădiniță, o stradă, un drum, ce avem nevoie. Dar dacă tu mi impui să joc cu consilierii de la altă echipă, exact, corect, vedeți? Aici, nu ai cum să dai înainte. Aici revenim la legislația care ar trebui modificată. În momentul în care un primar este ales de o majoritate, nu de o minoritate, că până la urmă dacă câștigi alegerile cu 30%, exact ce vorbeam, nu poți să fii, să ai autoritatea de care ai avea nevoie. Trebuie să ai un consiliu automat, legislația, și să știți că în Franța și în Olanda există o majoritate a primarului cu care lucrează și care este favorabilă. De asemenea, la nivel guvernamental, da, se schimbă guvernul, păi până la un anumit nivel, toată lumea pleacă, da, și vine echipa nouă, care trebuie, pentru că sunt politici, care trebuie implementate. Stabilim un nivel la care, până la care echipa nouă vine și își pune oamenii și cu care lucrează. Da? Nu mergem, sigur, cum se merge acum până jos să schimbăm tot, dar stabilim un nivel până la... unde nu sunt discuții. Nu? Cum îl dăm pe ăla afară, că e șef la, nu știu ce, la agenția, nu știu care, să-l punem pe ăla, să vină următorul? Nu. Până acolo toată lumea pleacă. Știe, este pe un mandat al guvernului, când pleacă guvernul, pleacă și ei și vine următoarea echipă care implementează politica, să nu mai existe acel timp mort în care toată lumea așteaptă să vină schimbarea. Cum îi schimbăm pe ea și pe ea și Correct. Într-o primărie. La fel este și într-o primărie. S-au schimbat primari în câteva localități. Păi normal ca primarul care vine să-și poate alege directorul economic, directorul tehnic cu care lucrează, șeful de la spații verzi. Deci eu așa-și face. Oamenii ăștia ar trebui să plece în prima zi. Sau dacă primarul zice am nevoie de tine, așa, da, rămâi pe funcție. Corect. Da? Așa ar trebui. Am venit, mi-am propus să fac ceva, am câștigat alegerile, oamenii m-au ales, lăsați-mi să-mi aleg echipa. Până la un anumit nivel. Sigur, nu mergând
până jos. Dar mergând, directorii dintr-o primărie ar trebui să fie puși cu consimțământul primarului. Da? Pe un mandat. După mandat, sigur, rămân în sistem, dar numai pe funcția de director. Eu cred că așa ar funcționa lucrurile mult, mult mai bine. Așa, primarul nu o să dea niciodată la o parte, că tot zicem primarul. Primarul nu o să-și dea niciodată omul la o parte care muncește și e loial, că nu vine peste noapte. Nu cred că cineva zice vreau eu să muncesc mai mult, când ai un om de încredere și știi că își face treaba. Și rămânem la o multinațională, rămânem la marile nume care au, sunt oameni în 100 în top bogați, au companii, se schimbă CEO. Corect, noi, se schimbă tot. Noi la compania unde am lucrat atâția ani și știți că, de fapt, da, că în momentul în când îți venea un nou CEO, luai un Google, probleme, bă, și căutai într-un parimaci. De unde vine? A, ne schimbăm strategia, nu mai mergem pe vânzare, mergem pe deschidere de magazine, deci o să avem o altă, mergem pe o altă. Te uitai, care era strategia omului? Pentru că cel care vine, un CEO, vine clar, e adus pentru dezvoltare, pentru implementare de proiecte noi, e adus pentru lichidare, strângere de forțe, bă, îți vedem pe carne de afară, că el e adus pentru profit până la urmă. Asta e cuvântul, zice, s-au terminat pentru banii. Pentru administrație, pentru eficiență. Pentru eficiență. Exact, și aici pentru... trebuie să-i dai posibilitatea primarului să schimbe. Sigur că există într-o primărie și secretarul. Da, secretarul care ar trebui să fie un om independent, un om numit, un om care este un pilon al legalității documentelor care se fac și care pornesc din primărie. Și atunci acel om trebuie să rămână. Deci e clar că trebuie să fie ceva care să spună, să te tragă de mânecă pe orice primar. Vezi că aici suntem pe limita legalității sau aici ar putea să intrăm în altă parte. Deci trebuie să existe și un control, pentru că este normal că într-o orice instituție să existe un control. Dar executivul, da? Executivul care efectiv promovează și pune în aplicare politicile cu care vine un primar, ăla trebuie să fie la latitudinea primarului și eu cred că în primăriile în care vin primari noi, toți aceștia ar trebui să facă un pas în spate și să lase locul unor oameni noi pe care, sigur, primarul și garantează pentru el și este votat. La 4 ani, gândiți-vă, la 4 ani vine din nou în fața electoratului și oamenii văd cel mai bine dacă își fac acei oameni treaba sau nu își fac treaba. Știți? Și așa, da, așa cred că ar trebui o reformă și trebuie să privim deschis lucrurile acestea. Să știți că acum funcționarii publici sunt mai puternici decât primarul. Pe ei nu îi schimbă nimeni. Nimeni. Și au legislație atât de puternică, nu vreau să supăr pe nimeni, că sunt oameni extraordinari care își fac treaba și fără de care n-aș fi capabil niciodată să fac și să implementez și să duc lucrurile mai departe. Sunt oameni bine ancorați, oameni bine pregătiți care fac, dar sunt și în general ei ajung în anumite funcții. Deci ei ar trebui să plece primii. Deci revenind asupra subiectului, ei ar trebui să plece primii, să lase locul altora și să vedem ce fac cei noi. Am zis că nu facem politică, dar uite că nu avem cum să nu facem politică la cafeaua de dimineață, pentru că e prima emisiune după campania electorală și nu aveam cum deci să nu. Deci nu am răspuns clar la întrebare, îmi porneam de la o întrebare. Am reținut, o să dăm în reluare, o să tăiem într-o săptămână, veți da răspunsul. O să, da. Cam așa, nu? Da, acum este o săptămână plină de evenimente și eu am crezut că pentru asta m-a chemat la emisiune, pentru săptămâna aceasta plină de evenimente pe care o avem la Orăștie. Este o săptămână specială pentru noi. Orăștia împlinește anul acesta 800 de ani de atestare documentară și în sensul acesta am pregătit o serie de evenimente, începând de mâine, de astăzi o să avem ceva evenimente. În fiecare zi până duminică o să fie evenimente la Orăștie. Și o să dăm citire
unei postări pe care o găsiți în timp ce rulează afișele. Mulțumesc, Andra, și te rog să le rulezi în continuare. Primăria Municipiului Orăștie vă invită să sărbătorim împreună 800 de ani de la prima atestare documentară a orașului nostru prin evenimente deosebite și momente istorice. Între 11 și 15 septembrie, adică de astăzi, miercuri, și până miercuri, joi, vineri, până vineri seara, vă așteptăm să participați la festivități dedicate acestei aniversări semnificative, care vor include spectacole de muzică, parade, expoziții și ceremonii speciale menite să onoreze tradiția și cultura municipiului Orăștie. Este o ocazie unică de a ne conecta cu rădăcinile noastre și de a celebra alături de comunitate trecutul glorios și viitorul promițător al orașului. Vă așteptăm cu drag, spun cei de la Primăria Orăștie. Știe. Felicitări echipei, foarte fain comunicatul, de am și vrut să-i dau citire. Vă așteptăm cu drag la toate activitățile programate și vă asigurăm că această săptămână va fi una memorabilă pentru toți. Să sperăm că și vremea va fi una memorabilă pentru toți și că nu se întâmplă ce ne arată pe telefon. Adică să sperăm că ploaia nu ne incomodează. Va fi 11 septembrie Gala Excelenței în Artă și Cultură, de la ora 18 la sala Astra. Mai multe vedeți pe afișe, nu dăm de tot din casă, că pe urmă nu mai mergeți. Gala Laureaților va avea loc joi, ora 12, de la ora 18, moment special cu Laura Mărginean, Mircea Șonia și Angela Balici, acordarea titlurilor, dar nu văd eu aici unde se de ține. De cetățeni de onoare, tot la sala Astra. Tot la sala Astra, mulțumesc de ajutor. Sunt 13 personalități din Orăștie care vor primi, au fost votate, a fost propusă de către primar și votate în Consiliul Local, care vor primi titlul de cetățean de onoare. Este până la urmă un eveniment special și la 800 de ani cred că era cazul să... Nu, eu nu am abuzat ca primar de această posibilitate și acest lucru pe care eu pot să-l fac și pot să propun Consiliului Local, dar acum la 800 de ani de atestare documentară am crezut că este oportun că anumite personalități din Orăștie sunt 10 personalități care vor primi titlul de cetățean și 3 post-mortem, niște oameni extraordinari care și-au lăsat amprenta asupra Orăștiei. Ce frumos! Foarte frumos! Cu toții știm că eu iubesc Orăștia pentru că am locuit acolo 24 de ani. Locuiesc acolo cu sufletul în fiecare zi. Mi-e tare drag când ne mai întâlnim la mall, la cumpărături, vin cei din Orăștie, tocmai că a fost perioada asta înainte de școală, au venit la cumpărături cu pruncii și mi-e atât de drag când îi întâlnesc și o spun de câte ori am ocazia, nu uit de unde am plecat, oameni faini acolo la Orăștie, nu că deveni ar fi urât sau un nedurenit, ferească bunul Dumnezeu, dar o bucată din sufletul meu rămâne acolo la Orăștie, pentru că la 22 de ani, când eu am venit acolo, am fost primită cu brațele deschise și în cei 24 de ani care am locuit acolo, niciodată nu am simțit că nu fac parte din comunitate. Mai spuneam eu, știi, noi ăștia viniturile și eram corectată de foarte multe ori, parcă foarte mulți mă întrebau, oare tu la ce școală ai terminat? Oare tu la ce liceu ai terminat? Și n-am terminat în Orăștia. Doamna Margareta Giurgiu ne-a scris ieri dimineață, m-am întâlnit și cu ea la Țebea. Mi-e tare dragă și mi-e drag atunci când oamenii sunt faini. Of, Doamne, v-aș veni mai des, dar nu ne permite timpul. Dar rămân alături de voi, dragii mei, cu sufletul. Proconsul vine pe 14 septembrie și pe 15 septembrie Folcul Viu Dacica, tabără medievală. Aici, foarte interesant, văd că pe 14 septembrie din afișele, Doamne, dar sunt foarte faine afișele și așa cu culori intense și cu...
Cine a fost creatorul? Cine a avut ideea? Bine, v-ați dat ok-ul, asta e clară, că nu trece nimic fără ok-ul primarului. Dar cine a creat afișul? Foarte fain, foarte fain. A fost o colaborare între colegii din primărie, domnul viceprimar și echipa care se ocupă de acest eveniment. Sâmbătă și duminică este acest festival medieval la Urăștie, care închide seria această săptămână de evenimente. Ați uitat să spuneți, vineri este un eveniment special pentru noi în cetate. Este lansarea monografiei Urăștie 800 de ani de atestare documentară. Ne dorim să fie un eveniment în care să facem o prezentare așa a cetății Urăștiei, pentru că este o surpriză. Ne pregătim de finalizarea lucrărilor și de recepția finală și atunci facem o zi a porților deschise în care toată lumea o să poată la sfârșitul săptămânii să vină să vadă. Evenimentul de vineri este un eveniment în care pe bază de invitație, pentru că vedeți, spațiul din interior nu este atât de generos, au fost montate gazonul, a fost tot și nu ne permite chiar, constructorul a zis să avem grijă un pic până acel gazon care a fost, acele rulouri de gazon care au fost montate, să nu le deteriorăm, și atunci am ales varianta de a face un eveniment mai restrâns pe bază de invitație, iar dacă timpul este nefavorabil o să intrăm în interiorul Bisericii Evanghelice și acolo vom avea evenimentul de vineri seara, lansarea monografiei. Dar cetatea va fi deschisă sâmbătă și duminică, va fi două zile în care acest festival medieval, care este capul de afiș, până la urmă cu el se încheie evenimentul, aduce foarte multă lume în zona centrală și sigur vor putea intra în cetate să viziteze și vor avea o surpriză plăcută. Este, cred, cea mai mare surpriză pe care cred că reușesc să o dau, să o redau celor din Urăștie. Să știți, chiar dacă avem această cetate a Urăștiei, care așa, tot o paranteză, ea apare pe stema națională a României, din cele 7 burguri transilvane, a fost într-o stare avansată de degradare, arăta foarte, foarte rău. Vă opresc, n-am uitat-o, am lăsat-o intenționat să începem această poveste. E afișul acela cu albastru, Andra, despre acel afiș pe care l-am trecut, mulțumesc. L-am trecut eu cu privirea, intenționat, și acum vă rog, dragii mei, să pregătiți imagini, Rosi, în timp ce povestim. Noi avem imagini de pe parcursul emisiunilor în care dumneavoastră ați fost invitat la mine sau la colega mea Petronela Tămaș la Hunedoara în direct, să vedem cu ochii noștri. Nu avem chiar totul, dar avem imagini, filmulețe de unde ați pornit cu această frumoasă cetate, pentru că mulțumesc, uite ce făcea Rosi. Stema României, da, acolo unde este reprezentată Transilvania, din cele 7 cetăți, 7 burguri transilvane, una este cetatea Urăștiei. Da. Și asta era o datorie morală pentru noi, să găsim acea sursă de finanțare pentru a reda valoarea și splendoarea ei a cetății Urăștiei. Și a o repune pe circuit. Așa arăta inițial, așa arătau turnurile, era într-o stare avansată de degradare, era un pericol, o parte din aceste ziduri... 2021 este... înfroptește Rosi. Da, o parte din ziduri s-au demolat. Aici erau clădiri pe care primăria s-au fost nevoiți să le achiziționăm, le-am demolat pentru a pune în valoare. Vedeți, să mai văd urmele clădirilor care au existat acolo în jurul acestei cetăți, a Urăștiei. Noi le-am achiziționat pe toate, le-am cumpărat, le-am demolat. Vedeți cum arăta? Da, era, ce să zicem, o ruină care nu putea fi pusă în valoare. Care n-ar fi crezut nimeni că... Da. Am simțit în acel moment potențialul major pe care îl are această cetate. Vedeți, aici o parte în care zidurile chiar erau
au căzut efectiv și s-au, erau împrăștiate pe pământ. Am luptat foarte mult pentru acest proiect. Are și o poveste a lui. O poveste, o mică paranteză aș vrea să fac aici. Am luptat pentru acest proiect, l-am depus la Agenția de Dezvoltare Regională. Proiectul a fost respins în prima etapă, după ce am muncit foarte, foarte mult la el. A fost respins și pentru o problemă minoră, adică era un aviz de la mediu, o decizie a etapei de încadrare, existând totodată un ordin al ministrului care spunea că pentru proiectele acestea de finanțare europeană este suficient un aviz al agenției fără să fie nevoie de această decizie. Ordinul ministrului fi mai puternic decât ceea ce scria în ghid, eu m-am dus pe varianta de a da în judecată și am dat ADR-ul în judecată, am contestat acea decizie de respingere a proiectului. Cumva ADR-ul s-a, Agenția de Dezvoltare s-a a redeschis această linie de finanțare și a introdus acest proiect în finanțare. Deci am luptat până în minutul 90 și pentru că s-a terminat meciul, lucrurile erau clare, proiectul era respins, era mort și astăzi arăta în acest mod. Am mers mai departe, am luptat pentru el, pe această linie de finanțare, să știți, Oreștia a obținut peste 50% din alocarea financiară, deci este o performanță poate greu de atins, în care o administrație într-o competiție cu 4 județe, cu proiectele din 4 județe, a luat peste 50% din alocarea financiară. Deci, o performanță la care, pe care ar trebui pusă în valoare și care oamenii ar trebui să știe că ne-am luptat până în ultimul moment și am reușit să facem, ce o să vedeți pe final până la, și la ce o să vedeți în emisiunile viitoare pentru că ne-am propus. Asta vreau să... Aici este rotonda din Oreștia, acest proiect... Nici măcar nu, sau acest corp de clădire a unei rotunde, a unei biserici, nu a fost pusă în valoare. Noi am înregistrat-o în momentul în, ca și monument istoric și în momentul de față ea există. Să spunem, există din punct de vedere al documentațiilor și putem merge mai departe să refacem și această rotondă de la Oreștie. Vedeți, acestea sunt zidurile înainte de a începe lucrurile. Aici, în partea aceasta, zidurile care au căzut pe jos, toate sau în timp s-au deteriorat. De câți ani, nu știu dacă ați avut curiozitatea să, nu știu, eu m-am tot gândit, de câți ani nu s-a intervenit asupra acestei cetăți, bine, mici, a mai fost o intervenție așa, 90 în și ceva, dar nu a fost de cea mai bună calitate. Da, ele au fost făcute așa, pe repede înainte și cetatea a mers foarte... într-o degradare permanentă. Să știți, am umblat mult pe la Comisia Națională, fi monument de clasă A, am fost de nenumărate ori, proiectul a fost respins de 2-3 ori, am intrat, am susținut și eu împreună cu arhitectul nostru acest proiect în Comisia Națională, m-am zbătut și acolo ca să obținem acel aviz al Comisiei Naționale pentru reconstrucție și revigorarea acestei cetăți. Și, sigur, aici sunt etape intermediare din reconstrucția cetății, zidurilor cetății și a turnurilor. Vor deveni imagini de arhivă și da, ar trebui să le vizionăm mai des, să ne aducem aminte cu cât greu poate nu distrugem ceea ce va fi redat generația actuală. A fost făcută o cercetare arheologică, să știți, s-a săpat acolo foarte mult în cetate și a fost o săpătură manuală ca să un metru și ceva a scăzut nivelul de călcare. O să vedeți când o să veniți unde a fost inițial nivelul de călcare și unde l-am adus noi. Au fost descoperiri făcute, a fost puse în valoare. Proiectul a fost un proiect viu pentru că el s-a transformat pe parcursul implementării. Au fost făcute tot felul de modificări, de dispoziții, de șantier, pentru că atunci când faci cercetare apar noi obiective
respective care trebuie puse în valoare, iar în zona intrării principale, chiar acolo am descoperit o incintă. Aici unde suntem noi s-a descoperit o incintă și o să vedeți, am făcut un podium peste și o intrare la subsol pentru a avea posibilitatea să vedem toate acele etape de construcție a acestei cetăți. Și vreau un 3D cum am visat să arate. Mulțumesc, da, aici Rosie, era așa, proiectul. Asta era un vis. Da, când era l-am un prezentat. Vis cu care am venit în fața oamenilor, am spus, uite, așa o să arate cetatea. Și să știți că erau comentarii la momentul respectiv că vise ale primarului, eram primar și pe vremea aceea când am prezentat acest filmuleț, vise ale primarului, așa nu se arată niciodată, sunt doar materiale de campanie, sunt doar lucruri care se arată și nu se vor face niciodată. Mulțumesc, Rosie! Și acum revenim la ce, astăzi. Ce este astăzi, dar să știți că de la etapa aceasta nu este chiar etapa finală. Tocmai de aceea mai lăsăm un pic de suspans pentru etapa finală care trebuie să vadă fiecare orăștean și nu numai cum arată cetatea în momentul de față. Acestea sunt imagini, nu este chiar etapa finală. Astăzi lucrurile sunt arată mult mai bine, sunt mult mai nu le mai spunem, avansate. Nu le mai spunem oamenilor. Haideți la orăștie în această sfârșit de săptămână, inclusiv sâmbătă și duminică, și rulați-le de mai multe ori. Eu recunosc locurile pentru că am fost și la știre acolo, am fost de mai multe ori la dar nu este montat mobilierul, nu sunt montate statuile, da. Oamenii o să aibă posibilitatea să intre, o să avem adus aici în cetate și tiparnița care s-a tiparniță similară cu cea pe care s-a tipărit palea de la Orăștie. Și vor fi făcute și probe în aceste zile. Oamenii vor avea posibilitatea să vadă cum se tipărea la momentul respectiv. Și rămânem aici, dragii mei, lăsați-l pe ecran. Diploma ardeleană e documentul, dragii mei, venim și cu dovezile clare că Orăștia datează de 800 de ani, există un document, această diplomă, da, care da, ne duce la cei 800 de ani de existență la Orăștie. Mai avem 2 minute, 9 minute, o mai avem. Unde e documentul în acest moment? Aparține cui? Nu știu exact unde este documentul, cred că este la Arhiva Națională, dar aceste documente le-am făcut împreună cu o asociație din Cluj și o expoziție vis-a-vis de aceste documente de atestare documentare. Sunt cei care vizitează zilele acestea Orăștia, le pot vedea în centrul orașului, se pot informa mai mult despre aceste documente care atestă vechimea. Sigur, Orăștia are o vechime mult mai mare, dar acest document este primul document oficial care atestă 800 de ani de existență a Orăștiei. Și în momentul de față, ce să zic, ne bucurăm pentru că puține localități în țară au așa o vechime și așa mulți ani de istorie, de document care poate fi pusă sau poate fi dovedită prin documente oficiale. Ce să zic, în baza acestor atestări documentare, noi am făcut o monografie în care... Și ne întoarcem la afișul cu albastru, da, despre aia e vorba. Această monografie, sigur, am început în urmă cu 2 ani de zile lucrul la ea. Am realizat sau am strâns un colectiv care se ocupă de scriere și de adunarea datelor pentru această monografie. Prima pe care eu o știu era Orăștie 750 de ani. A mai fost tipărită una de domnul profesor Baciu, care s-a ocupat, dar mult mai subțire, mult mai... deci nu a fost
atâta cercetare cât a fost de data aceasta la 775 de ani de atestare documentară, iar acum de 2 ani de zile acest colectiv lucrează. Sigur am fost surprinși și noi când au venit cu materialele și cu toate aceste capitole, pentru că fiecare colectiv lucra pe câte un capitol și când le-am pus toate la loc, a rezultat că este o carte extrem de mare și am fost nevoiți să tipărim două volume. Deci monografia conține două volume, volumul 1 și volumul 2. Volumul 2 vine așa în perioada actuală și spune despre lucrurile care s-au întâmplat într-o perioadă mult mai recentă și atunci această lansare va avea loc vineri, după care, sigur, noi ne-am luat drepturile de autor, ea se poate achiziționa, nu am stabilit încă un preț pentru această... Mulțumesc! Ia, uite la copiii mei ce frumos, foarte frumos. Da, uite, vezi, o surpriză pentru noi, o răștie, aceea este 775 de ani, prima carte, care monografia o răștiei, și cea de-a doua tipărită la 775 de ani. Și am primit de la... aveți echipă foarte faină, i-am sunat pe repede înainte și au pus umăr de la umăr și m-au ajutat și am primit așa, presupun că e o bucată, textul pe care l-am primit nu-l citesc tot, e din monografie, de-a lungul Evului Mediu și a perioadei modernității timpurii, Transilvania a făcut parte integrată din regatul Unganiei. Regi precum Gheza al II-lea, Andrei al II-lea, Carol, Robert de Anjou, ori Sigismund de Luxemburg, dar și Matia Corvinul, prin reformele întreprinse, dar și datorită circumstanțelor politice ale vremii, și-au legat numele de evoluție acestui teritoriu. Locul numit Orăștie, situat în părțile sudice ale Transilvaniei, și-a construit istoria la hotare și între vremuri. De la prima atestare documentară din 1224 și până în 1700, localitatea a căpătat stabilitate, a trecut prin invazii, a construit și reconstruit, a câștigat în însemnătate în cadrul Universității Săsești. Text pe care probabil îl găsim în cele două cărți, merită citite, le spunem cărți, pentru că paginile de hârtie dintre două coperți se numește carte, dacă nu știți, dragii mei, așa am învățat la școală. Nu, îi rog pe colegii mei încă o dată, vreau să dăm afișele, pentru că mai avem foarte puțin în timp ce noi povestim, vreau să rămână afișele pe ecran, să ne aducem aminte că începând de astăzi, miercuri, mâine, joi, vineri, sâmbătă, duminică, mergem la Orăștie. Avem gală, avem lansare de carte, monografia orașului, e foarte municipiului, mă iertați. Aici e foarte, l-am trecut prima dată cu vederea că am vrut să treacă o cetate medievală a Orăștiei, lansarea monografiei, dragii mei, care vreți să aflați istoria, vreți să vedeți acel colț. Știți cum veniți de la Deva, acum faceți dreapta, intrați în centru, nu mai seamănă cu ce a semănat, o să fiți uimiți. O luați frumos pe lângă primul giratoriu, așa pe lângă viitoarea casă de cultură, că deja prinde formă, nu dau imagini, vreau să mergeți să vedeți. O să fiți șocați de-a dreptul și mergeți tot în față, că mai găsiți un semafor și până mai vedeți primăria. Acolo este o parcare, mai or fi și altele, dar acolo e foarte aproape de cetate. Și acolo găsiți acea cetate frumoasă care ani de zile a fost la propriu plină de șobolani. Nu prea treceai seara pe acolo, că era plină de dărăpânături și care acum a devenit o valoare. O valoare a amintirilor noastre și a amintirilor, cred că și a dumneavoastră, că haideți să facem o amintire așa amândoi. Sunteți de Orăștie, din Orăștie deloc. Haideți să le aducem aminte, sunteți născut în Orăștie, nu? Da, da. Nu ați fost niciodată cu gândul să plecați. Pe mine mă impresionează că de fiecare dată când vorbesc cu dumneavoastră, acum sunteți părinte și aveți doi copii minunați. Și de fiecare dată când spuneți, eu v-am întrebat, că așa sunt eu mai ascuțită la limbuță, deci ce faceți toate astea? Că e o nebunie, cel puțin atunci când ați plecat la drum cu
centru, cu muzeu, cu Igo Dărâmat, cu nou Goscom, cu casa aia de cultură care ne-a dat la toți bătăi de cap și mi-a zis că vreau să le arătați copiilor dumneavoastră că asta e făcută de tata. Da, acum ați ajuns la sentiment și vreți să mă luați așa. Da, este, da, este o mândrie. Știți, fiecare om vrea să trăiască prin realizările lui. Până la urmă, asta este, cred că, o esență. Vrem să lăsăm ceva în urmă, vrem să rămână ceva după noi care să dăinuie. Și chiar dacă de multe ori nu avem aprecierile în timpul, știți, marii artiști nu au fost apreciați în timpul vieții. Nu vreau să mă compar, să nu creadă lumea că fac departe de mine. Eu vreau să spun că este acea motivație care vine din interior și pe care îndeamnă pe anumiți oameni care sunt aleși până la urmă și în care au investit alți oameni încredere să facă niște lucruri care să dăinuie. Și probabil cei care vin după noi o să aprecieze mai mult decât cei de astăzi. Și așa cum a spus dumneavoastră, sigur că o să am de grijă copiilor să le spun, uite, astea le-am făcut eu. Să știți, copiii mei sunt destul de mici, dar îmi spun, când trecem cu mașina pe drumul național, îmi spun, beculețele astea tu le-ai pus. Vezi că aici, nu știu ce, încep să-mi spună despre lucruri, ca și cum eu le-aș fi făcut. Sigur, la nivelul lor nu le-am făcut, eu am făcut împreună cu colegii, am făcut cu o echipă. Toate lucrurile acestea nu sunt făcute de mine, sunt făcute de o echipă. Sigur că eu am fost coordonatorul și am crezut în ele și am avut o viziune, pentru că, să știți, nu poți să faci nimic decât dacă ai o viziune pe termen mediu. Nu poți să te gândești la un lucru că îl faci de azi pe mâine. Te gândești la un lucru pe o viziune pe un termen mediu. Și este important, așa cum am început emisiunea, știți, spunem că țara asta are nevoie de o viziune pe termen mediu și lung. Unde vrem să ajungem, să abordăm curajos, să știți, când am început lucrurile acestea, mi-a zis că niciodată nu se fac. Deci, pot să scot acele comentarii de pe internet în care se spunea astea sunt doar promisiuni electorale, sunt doar lucruri spuse așa ca să impresioneze, sunt doar imagini făcute pe calculator. Dar dacă crezi într-adevăr că poți să le faci și te zbați pentru ele, pentru că de multe ori caz și lucrurile par oprite, par că nu mai au nicio soluție să le duci mai departe, în moment dat apare altă soluție ca lucrurile să le reiei și să le duci și să le aduci acolo unde vrei tu să ajungă. Și până la urmă, asta este, m-ați întrebat ca cum văd eu, așa am văzut, am avut acea viziune că trebuie să schimb, trebuie să rămână ceva, străzi facem toți, orice primar face străzi, orice primar schimbă canalizare, orice primar schimbă apă, orice primar face, mătură străzile, da, și toaletează câțiva copaci, dar lucrurile acestea le face și următorul primar. Lucrurile acestea le fac și oamenii care vin după. Trebuie să faci ceva care să rămână și care oamenii să-și aducă aminte că atunci au fost făcute. Știți? Să le mulțumesc colegilor mei. Rosi, de fiecare dată când are ocazia, mi-aduce în fața ochilor imagini de la oră. Știe că mă, așa cum dumneavoastră spuneți că merge la suflet, așa e, merge la suflet și mi-e tare drag să le văd. Ajung rar, dar într-adevăr fața orașului s-a schimbat. Arată Orăștia, parcă e dintr-o altă poveste. Ce să zic, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Ne vedem la Orăștie în acest weekend. Vin să vă vizitez. Eu sunt tare curioasă să văd cetatea. Eu chiar, bine, eu sunt curioasă din fire și mereu mai am o întrebare. Vă mulțumesc că ați venit alături de noi. Mulțumesc pentru sinceritatea cu care ați răspuns întrebărilor mele. Pentru că mereu se creează acea legătură între oamenii care sunt sinceri și care spun din suflet atunci când au ceva de spus. Și încă o dată mi-a dovedit că nu e un politic, e primar.
e om alături de mine în această dimineață, Ovidiu Bălan. Mulțumesc! Mulțumesc și eu de invitație. Mulțumesc tuturor care au avut răbdare să ne asculte în dimineața aceasta. Ați fi surprins. Dragii mei, câți au răbdare și au de învățat. Mai găsim locuri unde mai trebuie să punem prin județ pe aici. Un exemplu de bune practici. Sperăm și noi aici la Deva așa, măcar peste câțiva ani. Sper să nu-i trebuiască la anul primar ales 4 mandate. Îi dorim succes și promitem să susținem măcar cu sufletul energie pozitivă. Dragii mei, aici ne luăm la revedere. A fost încă o emisiune în care am încercat să dau exemplu de bune practici, de oameni care dăruiesc, de oameni care au venit în fruntea unei comunități și a spus atunci, eu o să fac. Și a demonstrat că a putut să facă. Și la alegerile din 2024 a primit înzecit înapoi, dragii mei, pentru că a fost un scor care a fost greu de imaginat, doar nu mai vorbim, greu de atins. Încă o dată eu vă aduc aminte, dragii mei, atunci când dăruiți, la un moment dat veți primi înapoi, indiferent ce dăruiți. Dăruiți iubire, primiți iubire. Dăruiți respect, primiți respect. Dăruiți ură. E alegerea fiecăruia dintre noi dacă suntem orbi și trăim în lumină sau vedem și alegem să trăim în întuneric. Până mâine dimineață, eu vă iubesc. Sper să primesc înapoi într-o zi toată iubirea pe care vă dăruiesc. Pe mâine dimineață.